Prezența echipajelor de la serviciul rutier pe drumurile publice, mai ales în zonele critice ale județului Gorj, a condus la o scădere vizibilă a numărului de accidente rutiere soldate cu morți și răniți. În cele 6 luni ale acestui an au fost înregistrate pe raza județului Gorj 50 de evenimente rutiere, din care în 10 situații 10 persoane și-au pierdut viața. În primele 6 luni ale anului 2015, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, au fost înregistrate 50 de accidente de circulație, din care 10 mortale și 40 în care persoane implicate au fost rănite grav. Cel mai recent eveniment rutier soldat cu moartea unei persoane a avut loc pe raza comunei Bâlteni, unde o șoferiță de 48 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat violent cu mașina într-un cap de pod.